De 3 luni cu zile care se formează zi de zi la electrică, la clădirea de pe strada George Coșbuc din Baia Mare, nu mai miră pe nimeni, dar produce nervi tuturor celor care au de rezolvat probleme la această instituție. De când trebuie reînnoite contractele pentru serviciul de energie electrică, aici zilnic și indiferent de vreme, este rând. Zeci de persoane așteptând exact ca pe vremea regimului comunist la magazine. Așa a fost și în această dimineață când am înregistrat acest material. Mulți dintre abonați s-au prezentat pentru a-și actualiza contractele. Așa cum prevede legea, acum s-a liberalizat distribuția electrică, adică curentul electric, de la 1 ianuarie 2021. La ora 6:30 am fost aici, am stat la rând. La 6:30 am fost și am fost al 8-lea, am luat bilet și am înțeles că e o singură persoană la contracte, care durează un contract la un om, mi se pare că între 20-25 de minute, așa ne-a spus portarul care ne-a dat bonul. Se poate și online, dar am înțeles că dacă schimb contractul, nu știu câte, mi se pare că-s vreo 3 sau 4, așa, mobil, stabil, standard sau nu știu care, trebuie să vii ca să semnezi dacă l-ai schimbat. Așa, eu mi se pare că o să-l schimb, să văd. N-au niciun afiș care să indice modalitatea cum se lucrează. Lumea stă la rând, buluc, paznicul spune ce știe dânsul și cam așa. A mai fost ieri. Ieri nu mai erau bonuri, numere de ordine. Pentru contract. Și cât aveți de stat? De la cât ați venit? La 7. 7:02. Dacă deschide la 8:30, de ce ați venit la 7? Pentru că mai fost încă de 2 ori și niciodată nu n-am primit număr. Dar din ce cauză? Erau epuizate. Dar este un anumit număr pe zi? Când am fost prima dată să dădea 100 de numere pe zi, era foarte multă lume, am renunțat. Am venit într-o altă zi după 2 săptămâni. Erau oameni aici, la rând, și m-am dus, era ora 9 și... Și au spus că nu mai sunt numere. Zic, dar de ce nu mai sunt numere? Pentru că nu se dau numai 50 de numere. Și n-am primit număr. De la ce oră stați? De la 6:30 mi-a scos număr. Deci stați de vreo 2 ore aproape în primă. Da, păi unde? Când nu-i tot închis. M-am mai plimbat după ce am scos număr și am revenit acum că la 7:30 deschide. Stau acum până deschide, după ce deschide până intră ceilalți cu numere mai mici. Tot pentru contract. Pentru contract, da, da. Am înțeles că este un singur om la... Asta e durerea și nesimțirea, sau nu știu cum să zic, că stăm aici așa, și câtă e secția asta de mare și la ce salarial, nu pot să fie 2-3 ghișei la atâta lume. S-au trezit cu noaptea în cap pentru a face rost de un bon de ordine cei care au dorit să-și actualizeze contractele cu furnizorul de energie electrică, dar de tichetul în discuție au avut nevoie și cei care au dorit să plătească o simplă factură. Și la fel au stat la rând afară în această dimineață, când temperaturile abia depășeau cu ceva 0 grade. Tot pentru factură, da. Și stați de oră? Da, la 7:20. Și în altă parte sau online, nu puteți plăti? Nu, că n-am factura. De la ce oră stați aici? De la vreo 7 și ceva. E foarte frig. Pentru ce ați venit? Pentru o factură să-mi plătesc curentul. Și în alt loc nu puteți plăti decât aici sau vreți să vă și modificați? Nu, vreau factura să plătesc. Pentru... Ești să plătesc. Deci pentru o factură stai de oră? Da, pentru factură, da. Și nu puteți să intrați fără bon de ordin nici pentru factură? Programul cu publicul este între orele 8:30 și 14:30. Oamenii au fost de părere că ar trebui să fie mai multe persoane care să se ocupe de întocmirea contractelor. Astfel ar putea fi procesate documentele mai multor abonați. Reprezentanții Electrica Baia Mare spun că nu este de competența lor să rezolve această problemă, situație depinzând de responsabilii de la nivel central, iar în acest sens va trebui să ne adresăm în scris structurii regionale. Vom reveni cu informații în grupajele de știri viitoare.